Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre ortodoxie, credință terapeutică. Invitatul nostru este Părintele Protosinghel Dr. Maxim Vlad, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Preacuvioase Părinte Protosinghel, bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet! Bine v-am regăsit! Părinte Protosinghel, suntem asaltați astăzi de noi oameni în general, mă refer, de tot felul de boli, de pericole, care, de moduri de viețuire care ne provoacă să suferim, ne provoacă suferință, dizabilități, să spunem, la nivel psihic, afectiv, comportamental și în toate felurile. Și în sau sub acest asediu al unei lumi care ajunge până la urmă chiar să și promoveze boala sau un mod de viețuire nesănătos, credința creștină și ortodoxă se propune ca o alternativă, să-i spunem așa, sau ca singura cale adevărată, zicem noi, de viețuire sănătoasă și nu numai sănătoasă, ci chiar vindecătoare sau terapeutică, după termenul cu etimologie grecească. Care sunt direcțiile, posibilitățile prin care omul să se facă bine, să se vindece doar cu credință? Când noi știm că o întreagă industrie medicală e construită pe, chiar și pe consum medicamentos. Credința ortodoxă se sprijină în abordarea ei terapeutică a vieții pe o realitate incontestabilă, și anume existența și recunoașterea lui Dumnezeu drept creator și proniator sau purtător de grijă pentru creația sa. Prezența lui Dumnezeu în creație este, potrivit învățăturii ortodoxe, un adevăr incontestabil. Și nu este doar un adevăr teoretic, reprezintă un adevăr cât se poate de palpabil, pentru că tradiția ortodoxă, învățătura ortodoxă și exprimată în primul rând în viața bisericii și în experiența acesteia, măsoară la modul concret felul în care Dumnezeu intervine în creația sa și se implică atât în plan general, cât și în plan particular, în vindecarea acesteia de tot ceea ce îi provoacă suferință, de tot ceea ce o dezechilibrează, vindecarea și recentrarea acesteia pe parametrii pe care Dumnezeu i-a avut în vedere atunci când a creat toate aceste realități existente. Unii ar putea spune că ar fi o pretenție poate prea mare. De ce nu credem pur și simplu și mai dorim să vindecăm și lumea? Credința are un aspect, are și un aspect de concretețe. Ea nu este doar o manifestare de adeziune rațională la existența unui sau la existența unui creator sau unui presupus creator, ci credința descoperă sau dă posibilitatea omului să identifice de fiecare dată urmele pe care acest creator le lasă în creația sa, urmele prin care acesta amprentează creația sa. Și iar acest creator, care este Dumnezeu trăimic, Dumnezeu iubitor, nu a lăsat urme vagi ale prezenței sale
în creația sa, ci a lăsat urme pline de concretețe, iar cea mai importantă dovadă a purtării de grijă față de creația sa este exprimată în întruparea Fiului Său, întrupare care recrează și restaurează omul afectat de păcat, omul corupt, omul supus dezagregării, supus disoluției, omul care nu-și mai găsea orientarea după ce a întrerupt de bunăvoie dialogul cu Dumnezeu și a ieșit din această relație dialogală cu Creatorul. Da, Dumnezeu nu l-a abandonat pe om. Dumnezeu ni se prezintă în Evanghelia Fiului Său ca un părinte iubitor care se apleacă de fiecare dată asupra nevoilor și suferințelor fiului sau fiilor risipitori. Ni se prezintă ca un samarinean milostiv care are grijă să-l recupereze pe omul căzut între tâlharii suferințelor, necazurilor, între tâlharii răutății și îi pune la dispoziție terapii recuperatoare și vindecătoare. În Sfânta Scriptură, el ni se descoperă pe sine sub diverse chipuri din aceste parabole enunțate de Fiul Său ca fiind doctorul, ca fiind blând, ca fiind Dumnezeul iubirii, Dumnezeul providenței, Dumnezeul care poartă de grijă creația sa și care vrea ca aceasta să fie fericită, să fie sănătoasă, să fie vindecată. Dar este posibilă vindecarea, Părinte Protosinghel? Poate credința să vindece și ce poate să vindece? Credința poate să vindece orice, dar nu prin ea însăși, ci prin Cel în care credem. Dumnezeu n-a ales să ne vindece de la distanță. Dumnezeu a ales să ne vindece din lăuntrul nostru, din interiorul nostru. De aceea, întruparea Fiului Său reprezintă cel mai mare dar terapeutic pe care Tatăl îl face omului. De altfel, Sfinții Părinți recunosc în Sfânta Euharistie pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe care îl definesc ca fiind pharmakonton athanasian, adică medicamentul nemuririi. Euharistia, prezența reală a Mântuitorului Iisus Hristos în trupul și sângele Său, reprezintă, așa după cum ne învață teologia Bisericii, principalul medicament, principala putere prin care omul poate să se vindece. Chiar în viața celor mai vechi martiri de pe teritoriul țării noastre, în viața Sfinților Epictet și Astion, există consemnată o afirmație a Sfântului Epictet adresată unui părinte care avea fica bolnavă, incurabil, era paralizată încât nu-și mișca decât limba și îi spune acelui tată că după ce i-a vindecat copilul, că dacă se va împărtăși în fiecare duminică el și cu familia lui, deci toată casa, cu trupul și sângele lui Hristos, nu se va mai apropia de ei, de el și de familia lui, nicio boală. Deci prezența lui Mântuitorului Iisus Hristos în trupul nostru este o prezență dătătoare de viață. Practic are loc o transfuzie dumnezeiască, sângele sfânt și răscumpărător al Mântuitorului Iisus Hristos înnoiește sângele nostru, înnoiește firea noastră care este afectată de păcat, afectată de rău, afectată de mortalitate. De altfel, boala nu este altceva decât un ambasador al morții, moartea fiind
consecința sau plata păcatului. În afară de prezența personală a Mântuitorului Iisus Hristos euharistic în viața omului, Biserica pune la dispoziția acestei lumi bolnave, din care și noi facem parte, tainele sale, celelalte lucrări sfinte și sfințitoare, care sunt pline de harul vindecător, de harul mântuitor al Preasfintei Treime, adică de energia dătătoare de viață care izvorăște din ființa lui Dumnezeu și care este manifestată de persoanele Preasfintei Treimi. Dar prin aceasta spuneți de fapt că nu credința pur și simplu vindecă, nu credința ca adeziune intelectuală sau afectivă la ceva, chiar dacă e vorba de ideea de Dumnezeu, este cea care te va vindeca, ci această lucrare, energie a necreată, cum spunem noi, a Harului lui Dumnezeu. Care este manifestarea lui Dumnezeu vie și concretă în relația cu omul. Deci este o credință bazată pe relație și pe parteneriat între om și Dumnezeu. Deci numai datorită deschiderii omului spre Dumnezeu, Dumnezeu își manifestă în mod special purtarea lui de grijă și vine la om, vine în sufletul omului și se unește cu el și se sălășluiește în lăuntrul lui. Fără această deschidere existențială, ființială a omului către Dumnezeu, Dumnezeu îi poartă de grijă la modul general omului, pentru că îl susține în existență și poartă grijă de viața lui în mod în ansamblu, dar nu inițiază o relație deosebită cu acesta. De aceea, am mai spus-o și altă dată și o repet, calitatea de fiu și înfierea omului se face prin taina botezului. Toți ceilalți oameni nebotezați sunt creaturile lui Dumnezeu, nu sunt recunoscuți, ceilalți oameni nu sunt recunoscuți ca fii ai lui Dumnezeu. De aceea, prima grijă sau prima manifestare a preocupării lui Dumnezeu față de om este aceasta a relației cu fiii săi. Primii beneficiari ai atenției lui Dumnezeu sunt fiii. În rândul al doilea sau al treilea, această atenție particulară se acordă de Dumnezeu celorlalți oameni, celorlalte creaturi ale sale, care evident că poartă amprenta chipului său, care sunt creați după chipul său, da? Însă nu beneficiază de această calitate de fii. Nu beneficiază de darul înfierii care se realizează numai prin Iisus Hristos. Deci Dumnezeu nu ne vindecă dacă nu vrem, nu ne vindecă obligatoriu, necondiționat, sau cum ne vindecă necondiționat, ne cere ceva. Până la a continua, Părinte Protosinghel, cu celelalte aspecte ale discuției, dacă puteți să ne precizați și aceste lucruri. Că cum vine această vindecare? Vine datorită harului, sola gratia, să spunem așa, nejustificat, neîntemeiat? Dumnezeu nu ne vindecă printr-un arbitrariu. Necesar. Nu ne vindecă. Vindecarea este darul lui, dar condiția vindecării este cooperarea noastră. Este condiționată de deschiderea noastră și de inițierea relației noastre cu El. Deci, Dumnezeu nu oferă vindecarea ca un dar care poate fi accesat oricând și de către oricine în orice moment. Trebuie să întrunite anumite criterii sau condiții între care se numără, în primul rând, credința. Credința, repet, ca manifestarea relației vii a omului cu El. Spuneam că pe lângă darul cel mai de preț pe care îl oferă lumii prin biserică, și anume vindecarea
umanității în trupul, prin Euharistie, prin trupul și sângele Fiului Său, Dumnezeu mai oferă oamenilor și celelalte taine, adică căi sau mijloace prin care viața dumnezească, prin care Preasfânta Treime însăși se manifestă în afara sa, în relația cu omul și dăruiește omului tot ceea ce acesta are nevoie. Acest har este o energie, cum spune Sfântul Grigorie Palama, dumnezeiască și îndumnezeitoare, necreată și veșnică, distinctă, dar nedespărțită de ființa lui Dumnezeu. Poate fi imaginată, da, din punct de vedere teoretic, ca o prelungire a lui Dumnezeu. De fapt, este o extensie, adică o manifestare a lui Dumnezeu în afara sa, înspre făpturile sale create. Iar aceste energii dumnezeiești, energii necreate, au rolul de a vindeca și de a recondiționa, adică de a aduce la condiția inițială, energiile create cu care Dumnezeu a dotat întreaga lui creație. Pentru că există două tipuri de energii. Energiile necreate, manifestarea lui Dumnezeu în afara sa, și de aceea ele sunt veșnice, sunt dumnezeiești și îndumnezeitoare. Manifestare petrecută în creație. În creație, da. Și energiile create, care aparțin făpturilor create. Aceste energii create sunt numite astăzi bioenergii sau energii vitale. Și ele sunt considerate că provin nu de la Dumnezeu, foarte atent, ci provin de la univers. Ceva abstract. De la creația în sine și că ele sunt suficiente în ele însele și că sunt anumiți terapeuți, doctori, vraci, nu știu cum să le mai spun, așa, persoane care pretind că pot cu ajutorul acestor energii create, da, bioenergie, energii vitale ale naturii, să vindece pe om. Ori ceea ce nu înțeleg majoritatea oamenilor este că aceste energii create, energii vitale, sunt și ele afectate. Odată cu căderea omului, odată cu ieșirea din relația cu Dumnezeu, întreaga creație suferă și suspină, așa cum spune Apostolul Pavel, așteptând vremea ei. Întreaga creație a fost supusă stricăciunii prin cel care a supus-o, adică prin Adam. Dar s-ar opune credința noastră creștină ortodoxă unei vindecări care să nu fie pornită din sânul credinței însăși? Impietează cu ceva faptul că o vindecare, un tratament, o terapie nu este spirituală, nu este harică, nu este binecuvântată? Nu impietează, însă nu poate fi validată de experiența bisericii, în sensul că nu avem certitudinea cu privire la sursa acestor energii. De unde? Cine garantează sau validează aceste energii? Cum putem ști dacă ele sunt vindecătoare? Vindecarea ar veni cu un preț acolo. Adică chiar dacă ar fi vindecare reală, ar veni cu un anumit preț. Sigur că vine cu un anumit preț, pentru că aceste terapii alternative, așa cum mai sunt ele numite, au în spate o întreagă doctrină filozofică sau teologică. Ele sunt fundamentate din punct de vedere ideatic. Ele nu sunt doar practici medicale aplicate oamenilor. Ele sunt expresia unui mod de a reprezenta lumea, unor credințe în zeități, adică a unor credințe politeiste sau a unor credințe panteiste, în care Dumnezeu se identifică sau se confundă cu creația sa, și atunci evident că putem să spunem că Universul este Dumnezeu. Ori asta înseamnă că îl transformăm necreatul în creat
și amestecăm pe Creator cu creația Lui. Creatorul nostru, Preasfânta Treime, se unește cu creația sa, dar fără să se amestece și fără să se confunde. Este foarte important să facem aceste distincții. Și se unește cu creația în sensul că o susține la existență și oferă harul său, care o îndumnezeiește, care o spiritualizează, dar fără ca creația să devină creator sau creatorul să devină creatură, creație. Ci prin această comunicare a însușirilor. Și dădeam ca exemplu relația dintre foc, care e simbolul lui Dumnezeu, și fier, care e simbolul creației, că fierul introdus în foc devine asemenea focului, dar nu se transformă în foc și nici focul nu se transformă în fier, ci își comunică însușirile, fără să se amestece și fără să se confunde, fără să se dizolve unul în celălalt, așa cum învață aceste filozofii de tip oriental, în care nu mai fac distinție între Dumnezeu și natură, între creat și între necreat și creat. Ori aceste terapii alternative vin la purtător, vin la buzunar cu un anumit timp de învățătură în care omul ajunge să se închine și să aducă cult și venerație naturii. Să îndumnezeiască, să deifice natura. Și de aici ajungem la o serie de aberații și la idolatrizarea naturii de către om. Ajungem să uităm care este originea și sursa existenței noastre, adică Dumnezeu Treime, Creatorul, care a dus la existență lumea din nimic, din neființă, și să considerăm că sursa existenței noastre este mama Gheia, mama Pământ. Că din Pământ am fost luați, dar nu de Dumnezeu, ci am apărut ca rod al hazardului, al întâmplării sau ca efect al jocului zeilor. Faptul că se plictiseau, așa cum apare omul, ca produs al unui joc al zeilor în hinduism. Da? Deci, din această cauză, plus că învățătura bisericii și învățătura e bazată pe scriptură, pe revelație, ne avertizează asupra faptului că noi, oamenii, avem de-a face și cu duhurile căzute. Avem de-a face cu înșelătorul, cu tatăl minciunii. Avem de-a face cu entități, că așa sunt ele numite, da? Avem de-a face cu demonii, care au grijă să falsifice adevărul despre realitate, să falsifice chipul Creatorului, să ne-l prezinte altfel, are grijă să ne inducă în eroare și să prezinte binele ca fiind rău și răul ca fiind bine. Deci trebuie să fim foarte atenți la toate aceste nuanțe, pentru că s-ar putea ca să nu fim vindecați cu ajutorul și cu puterea lui Dumnezeu, ci să fim vindecați cu puterea celui rău. Și aceste vindecări să nu fie vindecări reale, ci vindecări temporare sau iluzorii, așa cum se întâmplă în practicile magice, în practicile oculte, consemnate de altfel de părinții bisericii în scrierile lor. De aceea Sfântul Evanghelist Ioan ne îndeamnă să cercetăm duhurile, să deosebim duhurile, să vedem de unde sunt, care este proveniența lor. E foarte riscant ca tu, ca om, care nu ai legătură cu Dumnezeul cel adevărat, care ai o reprezentare falsă cu privire la modul în care a apărut lumea și funcționează ea, să începi sau să ai pretenția fără să te fi curățit, fără să te fi umplut de harul Duhului Sfânt, să ai pretenția că informezi tu,
Că acesta este un alt termen care este folosit, că bioenergoterapeutul poate să informeze un lucru, un obiect, o persoană și prin această informare s-o umple de lumină, s-o umple de energie, s-o umple de putere, de vitalitate. S-o manipuleze. Și s-o manipuleze în cele din urmă. Ori singura cale prin care se face o informare adevărată a lucrurilor, a creației, este calea Harului. Repet, ca energiile create, care sunt afectate și în dezordine să fie vindecate, este nevoie de energiile necreate ale lui Dumnezeu. Numai energiile necreate pot să vindece energiile create. Numai Dumnezeu poate să vindece creația sa afectată. Ori este riscant să pretinzi că tu, ca om, poți să manipulezi energiile vitale care sunt afectate și care se intersectează sau interferează cu duhurile căzute și că poți să aduci o vindecare reală oamenilor. De aceea, de foarte multe ori, s-a întâmplat ca acești pretinși medici, pretinși terapeuți să stârnească, să răscolească mai mult anumite afecte ale oamenilor, anumite boli și să provoace o pagubă mai mare decât dacă nu s-ar fi implicat. Nu văd, am urmărit și eu cu atenție an de-a rândul emisiuni în care sunt promovați acest tip de terapeuți și eu n-am văzut nicio persoană care să iasă în public la televizor și să spună că a fost vindecată, că a primit vindecare de pe urma procedurilor aplicate de acești terapeuți. De aceea biserica validează și binecuvintează medicina alopată, medicina oficială care se bazează pe studiu și pe obiectivitate științifică și este foarte, foarte rezervată cu privire la medicina sau terapiile alternative care funcționează pe bază energetică sau pe baze energetice. Părinte Protosinghel, sunt atâtea întrebări în legătură cu o astfel de temă. Nădăjduim să reveniți ca să le putem explicita, să le abordăm pe rând. Cum se face mai concret această vindecare cu ajutorul Harului Duhului Sfânt? Ce trebuie să facem? Ar fi atât de pretențioasă, de dificilă venirea la biserică și apelarea la Sfintele Taine pentru a ne vindeca din partea noastră sau nu? Vă aștept pentru toate aceste detalii și vă mulțumesc mult pentru aceste tâlcuiri. Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. La revedere!